Ministrul Educației Sorin Câmpeanu a declarat că în acest an vor fi organizate concursuri pentru ocuparea posturilor de director și director adjuncți pentru toate școlile din țară. Titularizarea profesorilor s-ar putea face pe o perioadă determinată. Este mare nevoie de profesionalizarea performanței în școlile românești. Pentru asta trebuie să ai conduceri în școli selectate cu criterii relevante și obiective. Directorii de școli vor participa la concursuri pentru ocuparea posturilor. Domnul ministru ne-a informat că, în principiu, ar exista două ferestre de oportunitate în care să se organizeze aceste concursuri, fie până să intrăm în vacanța de vară, deci până în luna iunie, sau o altă variantă ar fi în lunile octombrie și noiembrie. Este o opinie a mea, nu este o opinie exprimată de la nivelul ministerului, și anume că e foarte posibil ca să existe chiar două perioade, ținând cont de faptul că sunt directori care deja și-au încheiat contractul de management, dar mai sunt și directori al cărui contract de management se va încheia pe 31 august în acest an. Deci, cel mai probabil, vom avea două perioade în care se vor desfășura astfel de concursuri. Oricum, perioadele respective vor fi anunțate, pentru că și metodologia de organizare a concursului pentru funcția de director va suporta modificări, în așa fel încât toți cei care doresc să participe la concurs să se poată pregăti pentru susținerea acestui concurs. Concursurile vor avea loc cel târziu în lunile octombrie-noiembrie ale anului 2021, iar titularizarea profesorilor se face pe o perioadă determinată. Ministrul Educației Sorin Câmpeanu susține faptul că este nevoie de voință politică pentru a trece de la titularizare pe o perioadă nedeterminată la cea pe o perioadă determinată.